aș propune în fiecare misiune, interviu pe care l-am făcut sau reportaj despre vinuri, am încercat să demontăm câteva mituri legate de vin și care circulă. Știu, de asta m-aș opri la, doar la vreo 2-3 și să vă întreb, pentru că fac foarte mult rău în rândul consumatorilor în principal. Un ar fi că piața românească de vin e una plină de vin falsificat. Da, este un mit acum, sigur, ca multe alte mituri, are o sămânță de adevăr în el. A fost o perioadă tristă, aș putea să spun, când se falsifica vinul. Dacă vreți, istoric vorbind, totul a plecat tot din perioada comunistă dinainte de 89, când oamenii își făceau vin acasă și când exista celebra mâna întâi și mâna a doua. Mâna întâi fiind vinul autentic. Chiar și vinul de paie, și azi mai bună treia. Nu, cu vinul de paie e altă poveste. Ăla era numit botezat surcică. Deci era vinul de mâna întâi vinul normal, după care peste boasca rămasă se adăuga zahăr și apă și se mai scotea o băutură alcoolizată și cu aromă de strugure, care era botezată în propriul vin. Plecând de aici, undeva, știu eu, până prin 2005-2008, cam așa, maxim, am avut într-adevăr pe piață acele nenorocite, așa numite BFL-uri, băuturi fermentate liniștite, identice cu vinul, erau în sticle de plastic, costă mai puțin evident un pet decât o sticlă din sticlă și nu are nici dop de plută, și care erau la prețuri din astea ridicole, 4-5 lei 2 litri de zis vin. Bine, nu scriau pe etichetă că e vin, scria că e băutură fermentată, liniștită, identică cu vinul, dar aveau denumiri mari, pompoase, care induceau clientul în eroare, sugerând vinul, pivnița bunicului, ulciorul unchiului. Deci ca să liniștim pe, da, pe cumpărători, dacă vă duceți și vă luați un vin de la raft, dintr-un market sau dintr-un magazin specializat de vinuri și scrie vin pe el, da, cu siguranță vin. Este vin. Dispariția celor BFL-uri a fost, după știința mea, în primul rând meritul domnului Necșulescu, patronul de la Jidvei. S-a luptat ani la rând și a reușit până la urmă cu cei care promovau aceste falsuri și le aruncau pe piață. Dânsul a avut o campanie, o luptă, o cruciadă, pot să spun, împotriva lor și iată că a reușit, deci a dispărut. Vinurile care le avem acum pe piață, ele sunt vinuri din strugure, evident că sunt diferențe de calitate, știți, ca și în sport, avem categorii, în box, de la muscă până la super grea. Nu poți să compari un sportiv de la muscă cu unul de la super grea, că n-ai cum. Fiecare vin trebuie judecat pe treapta lui de preț. Și poate fi foarte bun pe acea treaptă de preț. Anumite neplăceri care le putem avea cu, știu, dureri de cap, ce se mai plâng unii consumatori, astea vin din tratamentele aplicate în cramă, care nu întotdeauna sunt cele mai fericite. Dacă avem de-a face cu o suprasulfitare, de exemplu, peste limitele legale admise, deja avem probleme. Alții mai fac corecții de aciditate cu sare de lămâie, dar poveștile astea s-au cam terminat. Oricum, ce mă întrebați dumneavoastră cu vin falsificat, tot am auzit și eu poveștile astea. Sunt oameni care se jură, domne, știu eu, am văzut eu pastile, apă, pastile, și-au făcut, a pus o pastilă, apă și a ieșit vinul. Astea deja au devenit mituri. Nici nu știu dacă au fost cândva reale. S-ar putea, probabil, cu mulți ani în urmă, dar la ora actuală, gândiți-vă, în primul rând, avem o supraproducție de strugure și de vin. Producătorii care sunt acum pe piață nu reușesc să-și vândă producția care o au acum. Da? Dar mi-te să se apuce să mai înmulțească prin falsificări. Asta este exclus. Păi uitați-vă ce se întâmplă acum, în contextul actualei crize.
restaurantele sunt închise, terasele sunt la cel mult jumate din capacitate, producătorii nu mai au unde să desfacă vinul. Vorbim de vinul de Horeca. Sunt cisternele pline cu vin în cramă, mai e un pic și vine noua producție. Ce faci cu vinul? Unde îl dai? Sunt probleme foarte mari. Statul, guvernul nu intervin deloc să despăgubească cumva producătorii, să-i ajute, să le ofere niște soluții, niște debușee. Deci toată lumea e debusolată și atunci, în condițiile în care eu am cisternele pline în cramă cu vin bun, natural, să spun, de ce aș mai înmulți cu un vin falsificat? Iar ce spuneați cu vinul de paie, vin de paie n-a fost niciodată. Era botezat vin de surcele, vinul făcut la grămadă, la haida, cum se zice, în timpul regimului comunist, mai ales în ultimii ani, când vinul de clasă trebuia dat la export ca să scăpăm de datoria externă, iar pentru piața internă se făcea vin în care se puneau la stor strugurii cu tot, cu ciorchin, nu se mai dezbroboneau și de aici venea gustul mai ăla. Acri, mai nu, dar inclusiv fiind zdrobiți împreună cu ciorchinele, de aici venea gustul ăla vegetal neplăcut, taninii aia verzi, și de asta îi se spunea vin de paie, pentru că altfel vinul de paie, să știți, e un vin foarte valoros. Vin paie, cum spun francezii, este vorba de o tehnică de stafiliere a bobului de strugure, se culeg strugurii foarte târziu, se pun pe straturi de paie în pivnițe aerisite bine și se lasă până spre primăvară. În timpul ăsta ei se stafidesc ușor, se concentrează zaharurile, mustul în ei și abia după aia iese un fel de vin mai dulce, cam cum e vinul de gheață, aisoainul, da? Și de asta îi se spune vin de paie, că stă pe straturi de paie. Eu întâlnisem în Oltenia denumirea asta de vin de paie pentru vinul de-al treilea care se dădea muncitorilor la coasă. Sau la, de surcică, de cum se zicea. L-am combinat, am luat o denumire bună și am făcut ceva rău din ea. Un alt mit e legat de faptul ăsta, românul vede că legat de mâncare, că totul pe piață e hormonizat și așa mai departe, și are să extindă, să extrapoleze și asupra vinului. Și spune, lasă-mă, nu mai bea vinul ăla din comerț, bea bă un vin de țară, uite, de la mine, făcut de mine. Păi, da, da, vedeți, se întâmplă un lucru. În primul rând, așa zisul vin de țară, vinul de producător, cu alte cuvinte, de regulă avem de-a face cu soiuri din hibrizi direct producători. Sunt acele soiuri denumite prescurtat HDP și sunt două feluri, HDP1, HDP2. Acești hibrizi direct producători, denumirile astea, strășinică, căpșunică, anason, terasă, mai știu cum Dumnezeu le spun, soiurile astea de hibrizi direct producători nu dau, nu au cum să dea vinuri de clasă cum sunt cele din soiurile nobile. Nu au să dea niciodată. Astea sunt vinuri care le-ai făcut acum toamna, când le-ai făcut imediat au într-adevăr o aromă mai plăcută, poate și un pic de sprinteneală în gust, sunt plăcute la băut, dar le poți bea până cam de Crăciun. Dacă ai noroc și o pivniță bună, poate să-ți mai ajungă până la Paște, dar după care mor, devin un lichid de nebăut. Nu se pot nici măcar învechi. Deci n-ai cum să păstrezi un astfel de vin. Viața lui e foarte scurtă, câteva luni. Din cealaltă categorie, pentru că avem vinuri de țară, cum spuneți dumneavoastră, de producători, și din soiuri nobile. Sunt atâtea gospodării în Podgorile cu tradiție, unde oamenii la țară au soiuri nobile. Dar și acele vinuri, ele au farmecul lor atunci când le-ai scos din pivniță și îl bei acolo, la om în gospodărie. Da? Dacă ți-l da acasă, mi-a plăcut vinul dumitale, îmi cumpăr și eu 2 litri, 10, 50 de litri și mi-l duc acasă în București. Cum a ieșit cu el, în câțiva kilometri deja e tulburat și a schimbat toate calitățile organoleptice.
nu mai e același vin atât de plăcut cum l-ai întâlnit în pivniță. De ce? Pentru că nu s-a făcut stabilizarea cu sulf. Sunt vinuri nesulfitate, pentru că și aici am mulți... Nu bag eu chimicale. Sulfitarea, vrem noi, nu vrem, este singura metodă de stabilizare a vinului cunoscută din antichitate până acum. Nu există altă metodă de a stabiliza vinul. Pentru limpezire au apărut și alte metode pe care iarăși cei de la țară le practică sau nu le practică. La fel cum practică sau nu filtrarea. Aici poți să spui la urma urmei că e și o chestie de gust. Și între marii producători sunt producători care filtrează mai mult, mai puțin, alții deloc vinurile. Dar la limpezire, vrei nu vrei, trebuie să folosești măcar bentonita, care este, nu-i nimic ca chimic. Bentonita este o argilă mai specială care se pune într-o anumită cantitate în butoi, coagulează impuritățile din vin și le poți separa. Pe vremuri, când era brâncoveanul mare paharnic, limpezirea se făcea cu albuș de ou. Acum, la ce cantități de vin producem, vă dați seama... Ce... Mai trebuie câteva ferme pe lângă. Și câteva ferme avicole cu certitudine pe lângă fiecare cramă. Deci acum se folosește bentonita, dar nu toți producătorii de la țară o folosesc. Da? Și din cauza asta, vinul de la țară, dacă e din soiuri nobile, poate fi un vin plăcut, dar nu are cum să aibă clasa și eleganța pe care i-o dă un enolog profesionist, un om cu studii în domeniu, care știe și cum să lucreze cu drojdiile, fie că sunt selecționate, fie că sunt drojdiile naturale ale strugurelui, știe cum să lucreze în proporții inclusiv de timp, perioadele de fermentare, batonajul la anumite soiuri. Sunt atâtea operațiuni în cramă pe care țăranul le face, să spunem, într-un mod rudimentar, arhaic, așa cum a apucat de generații. Sigur că nu... Măcinat cu tot cu parte vegetală. Nu întotdeauna, dar de multe ori da. Și... nu ai cum să ai așteptări de la un vin de țară cum ai de la un vin de mare clasă. Ceea ce nu înseamnă, repet, că nu are și el farmecul, locul și rostul lui, pentru că da, dacă te-ai dus într-o gospodărie țărănească și îți servește un pui la ceaun făcut acolo de gospodina casei sau o plăcintă sau o pâine pe țest, da, cum se face și în Oltenia, niște legume coapte atunci pe jaratic, da, și vinul casei are farmecul lui. Merge, dar e natural și celălalt, și celălalt. Exact, naturale are o calitate toate. Superioară. Da. Deci a acuza vinurile producătorilor consacrați că nu sunt naturale pentru că sunt sulfitate, este mai mult decât incorrect. Mai mulți prieteni mi-au zis când au aflat că fac un interviu cu dumneavoastră să vă întreb dacă pe piața românească vinurile care vin din străinătate, în special spre exemplu Italia, care invadează absolut orice market și magazinaș de la colțul străzii chiar sau din Franța, sunt vinuri de calitate, cel puțin medii, să zicem, dacă nu sunt vinuri premium. Unele, da, sunt și de fapt marea majoritate, dacă vorbim de calitate medie, cu siguranță vinuri premium, iarăși, cu siguranță găsim, însă trebuie să vedem din ce magazin le luăm, pentru că dacă stau foarte mult pe raftul din retail, unde nu avem cele mai bune temperaturi, unde sunt expuse și la lumina becurilor, vinul trebuie păstrat la întuneric, la o temperatură mai scăzută. El dacă stă pe raft foarte mult, clar se depreciază. Mereu văd chiar și în anumite restaurante mai elegante că țin vinul pe rafturile de sus ca să fie cât mai vizibil, umplu. Este o mare greșeală și... așa, ca să vă dau un exemplu de la limita extremă a irresponsabilității, într-un magazin de retail
am văzut la un moment dat în segmentul dedicat vinurilor Horeca, pentru că avem și așa ceva magazine de retail, dar care au segmente dedicate Horeca, adică industriei ospitalității, și am văzut acolo un vin foarte mare, un Chateau Petrus. Ala este un vin din Bordeaux, Grand Cru Classé, este la ora actuală, are undeva un preț de 13, între 13 și 15 mii de lei sticla, da? Și era pus pe raftul de sus, chiar sub bec, dar sus de tot. Și se vedea că nu se mai umblase mult, chiar avea și ceva praf pe el. Nu se mai umblase de mult la sticlă. Și l-am întrebat pe șeful de raion, zic, dom'le, dar de ce țineți sticla asta, că de când stă acolo? Și apoi de câteva luni. Zic, voi nu știți ce vin e? Ăla nu-i vin să stea, oameni buni, și la temperatura aia ucigătoare de sus și sub bec. Deci chiar e barbarie ce faceți. Zic, vă mai așteptați să o și vindeți? Zice, păi nu, că șeful ne-a spus să o punem acolo ca să nu se fure. Deci te lasă mască. Ăla era un vin clar, de asta spun, cine vrea să cumpere astfel de vinuri, în niciun caz din astfel de magazine. Pentru că vei cumpăra cu siguranță un vin total depreciat, căzut, bușit, cum se spune în lumea vinului, și în care nu vei regăsi în niciun caz satisfacția și explicația de ce acel vin costă atât de mult, enorm de mult, da? Și o să spui, dom'le, eu tâmpenie, și o să zici, un om mai neinițiat o să spună că e producătorul de vină, deși ăla săracul nu-i responsabil cu nimic, da? Pentru faptul că pe lanțul ăsta trofic au apărut niște erori umane, da. În rest, revenind la întrebarea noastră, da, am văzut vinuri și din lumea nouă, din Chile, Australia, din Italia, din Franța, vinuri chiar bune, deci de la mediu în sus. Foarte rar, foarte rar am văzut și dezamăgiri, să spunem. Dar ca să vă întreb mai direct, pentru oamenii care nu sunt foarte cunoscători și vor să fie siguri că au un vin bun la masă, au o masă, o cină importantă, să legăm de preț. Ar putea fi prețul un mod de alegere? Este, dar nu întotdeauna. Adică am putea zice, domnule, nu cumpăra o sticlă de vin dintr-un magazin specializat sub 50-60 de lei, că nu o să ai un vin bun, sau nu e valabil, ăsta e un alt. E un reper, dar cu certitudine nu este singurul. Nu are cum să fie singurul. Da? Pentru că putem avea, ca să vă dau așa un exemplu, putem avea un vin, să spunem, la 50 de lei, care în contextul mesei care o avem noi acasă, să ne dezamăgească și să ne satisfacă un vin de 30 de lei. Da? Deci depinde ce așteptări avem, depinde ce nivel de cultură avem ca să înțelegem vinul acela în mod corect, și cu certitudine depinde cu ce preparat îl însoțim, pentru că mâncarea e foarte importantă. Vă spuneam că vinul se asociază cu multe, nu numai cu mâncarea, dar mâncarea e foarte importantă, pentru că mâncarea potențează gustul și aroma vinului, și invers, vinul potențează gustul și aroma preparatului. Ele trebuie să fie într-un echilibru permanent. Da? Și pentru asta îți trebuie un nivel de cultură, de înțelegere, trebuie să citești, să asculți, să mai participe la degustări. Deci dacă nu ai acest nivel de bază al informației, atunci mai bine apelezi la un sommelier și ceri sfatul. Și să știți că de regulă cam toate magazinele specializate de vin asigură această consultanță, deci cum ar fi serviciul de sommelier.